Avram Iancu s-a întâlnit cu Decebal. Nu vorbim despre un arc peste timp, dar nici glumă nu este. Avram Iancu, hunedoreanul care și-a propus să parcurgă distanța fluviului Dunărea de la izvoare până la Marea Neagră, a poposit sâmbătă la statuie regelui Dac, Decebal, în clisura Dunării, cea mai mare statuie în aer liber din Europa, săpată într-un munte. Doamne ajută, am ajuns la acest loc minunat unde visam să ajung. Este o mare surpriză pentru mine să văd drapelul României sub chipul lui Decebal. Asta îmi spune mie că românii sunt animați de cel mai pur și cel mai nealterat patriotism. Mă bucur că au îmbrăcat oarecum în sărbătoare astfel venirea mea aici, dar cel mai important este faptul că au îmbrăcat în sărbătoare amintirea acestui minunat om reprezentat de acest chip care nu întâmplător este cel mai mare chip din Europa, pentru că Decebal a fost poate una dintre cele mai mari figuri ale timpului său, ale lumii. Personal sunt animat de acest personaj, de acest rege al dacilor, rege al românilor, pentru că el a dat dovadă de un deosebit curaj. Am învățat această lecție a curajului de la el. Să nu uităm că Decebal, prin curajul său și prin o luptă dârză până la ultima picătură de sânge, a îngenunchiat cel mai mare imperiu al timpului, Imperiul Roman, și l-a îngenunchiat la granițele acestui ținut minunat străjuit de Dunăre. Ba mai mult atâta, când nu s-a mai putut și a fost înfrânt, ne-a dat o altă lecție, lecția demnității și a onoarei. Ne-a demonstrat faptul că sunt valori care trec dincolo de moarte. Da, am ajuns aici după 1800 de kilometri, au rămas mai puțin de 1000 de kilometri până la ținta pe care mi-am propus-o. Mă simt ca o echipă de fotbal care joacă acasă de această dată, iată, cu suporterii calzi în tribune. Turiștii aflați pe clisură în zona chipului lui Decebal l-au aplaudat pe notătorul român și au urat succes în demersul său. A făcut un lucru nemaipomenit și îl admir extraordinar de mult. Vă bucurați că ați... Mă bucur și să-i dea Dumnezeu sănătate. E fantastic, e fantastic. Câtă voință și putere are. E fenomenal. Are aproape 2000 de kilometri din Germania. O să reușească. Să reușească, să știți. Nimeni nu s-a gândit să facă așa ceva până acum. Nu. Și bravo lui că e român. E un erou. Pot să spun că cred că nu există așa ceva în lume. Nu există. Este un erou. E pur și simplu un erou care stimă. Nimeni n-a făcut așa ceva. Nimeni n-a făcut așa ceva și este un record. Și un record mondial, probabil că. Da, și că e român? Că e român, în primul rând. Și sunt mândru că sunt român. Sâmbătă, Avram Iancu se îndrepta spre turnul Severin, unde a ajuns astăzi.